Peste 1000 de militari români și aproximativ 600 din Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Statele Unite ale Americii au desfășurat timp de 6 luni un amplu exercițiu pe teritoriul mai multor state din zona Mării Negre, Balcani și regiunea Caucazului, printre care și România. Proiectul ajuns la final a fost încununat cu succes, iar soldații au vrut să arate tot ceea ce au deprins în această perioadă. Au tras cu armele, s-au rostogolit și au salvat un rănit cu ajutorul elicopterului, totul exact ca în filmele de acțiune. Exercițiul a fost un adevărat spectacol, iar militarii și-au luat în serios rolurile. Militarii implicați au fost instruiți în vederea dislocării în teatrele de operații din Afganistan. Accentul a fost pus pe instruirea predislocare a forțelor care au plecat sau urmează să plece în teatrul de operații din Afganistan. Acesta a fost principalul aspect, principalul modul, principala misiune, să spun așa. În afară de acesta, au avut loc foarte multe seminarii în numeroase locații, așa cum am specificat și în speech oficial, pe diferite teme, inclusiv relații civilo-militare, situații de criză și alte teme conexe. Și batalionul 341 Infanterie Topraisar a fost implicat în demonstrația de forțe. Am executat o serie de exerciții tactice, constând în patrule de prezență, reacția la atacul cu dispozitiv exploziv improvizat, la ambuscadă, escortă convoi și ne-am antrenat în tehnici, tactici și proceduri specifice teatrelor de operații din Irak și Afganistan. Pușca și marinii au fost însă mai impresionați de Constanța, mai exact Mamaia, și de micii românești. People are very nice. We went to Mamaia Beach in Constanța, some restaurants and enjoyed the food. And the beach is very nice, yes. What kind of food? We had micha, it's like some, yeah. Yeah, it's good. And experience here within working with all the military has been excellent. I love the country. Mamaia Beach is just awesome place to be. Beautiful weather, awesome people, and great experience being here with working with all the military. Spectacolul a fost încununat cu o paradă militară, la finalul căreia participanții au ascultat imnul României și cel al Statelor Unite pentru a marca respectul și prietenia.